Salutare domnilor și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Un nou episod din drumul către Cardul Pro, episodul numărul 3. Deja am intrat așa cât de cât în febra pregătirii. Încă suntem la început, dar ne simțim foarte bine. Astăzi este joi, 13 ianuarie. Este și ziua mea de naștere, fac 28 de ani. De ce râzi? Este și ziua mea de naștere, fac 28 de ani, iar ce aș putea să antreneze de ziua mea decât, ați ghicit, biceps, triceps, brațe. Deci astăzi îți dea un antrenament complet de brațe, nu prea am filmat așa ceva pentru că nu prea m-am nimerit niciodată să fac biceps, triceps și să filmez, dar astăzi, fiind ziua mea, am zis că este momentul. Ei bine, domnilor, ne-am trezit, am făcut cardio. Ne-am luat suplimentele care trebuia să le luăm înainte de cardio. Iar acum pregătim prima masă. Nu știu dacă o vedeți pe iubi, este prin bucătărie. Eu mi-am făcut niște cremă de orez și o să vă arăt puțin și câteva suplimente pe care le puteți încerca și voi. Ce vreau să zic, o să vi se pară foarte multe pastile. Eu nu vă recomand să luați toate pastilele pe care le iau eu și suplimentele. Dar vreau să conștientizați că odată ce mergeți la sală și faceți un sport, nu sunteți ca un sedentar. Deci aici ar veni o comparație, o mașină, un Logan, care este a unui bătrânel și merge cu el până la piață, înapoi, îi pune parasolarul, șterge cu cârpă mereu, și o mașină sport care trage zi de zi, trage zi de zi. Ei bine, vă zic sincer că, virgulă, costurile acelui Logan sunt mult mai mici și pretențiile acelui motor sunt mult mai mici decât a unei mașini sport. Dar dacă va cădea Loganul ăla pe mâna unui conducător de mașină sport și nu o să facă revizii la timp și o să tragă din el fără să bage bani în el, o să vă garantez eu că o să pice. Așa vreau să priviți și chestia asta cu sala. Mergeți zi de zi la sală, trageți de fiare, aveți nevoie de recuperare, de hrană, de suplimente și dacă toate acestea nu sunt bine îmbinate și puse la punct, puteți face mai mult rău decât bine și în timp pot apărea accidentări, evoluția noastră nu este una potrivită și așa mai departe. De asta este bine să suplimentăm. Bun, domnilor, să vă arăt prima masă și suplimentele pe care le iau pe parcursul zilei. Ok, domnilor, aici am 130 de grame de cremă de orez, o banană și 30 de grame de nuci pecan. Aici am un shake cu 50 de grame de proteină izolată CFM. Și să începem. N-acetilcisteină este un antioxidant foarte bun pentru organism. Chiar vi-l recomand. Silimarina și curcumin pentru protecție hepatică, pentru protecția ficatului. Vitamina D3, mai ales acum este iarnă și nu suntem expuși la soare. Un supliment esențial. Uitați, m-ați întrebat foarte mult ce se iau pentru oase și articulații. Max Flex conține glucozamină, condroitină și acid hialuronic și MSM. Foarte bun. Iarăși, când sunteți într-un proces de slăbire, acidul alfa-lipoic este foarte, foarte recomandat. Ajută la metabolizarea carbohidraților și transformarea lor mai repede în energie. Minerale. Vitamina B, o vitamină foarte, foarte importantă. Un arzător de grăsimi, Shred Hair, pentru femei. L-am luat lui Iubi. Iarăși pentru sezonul rece și pentru a ne ajuta puțin imunitatea, vitamina C. Body Shield pentru protecția organelor interne. Omega 3, ulei de pește. Arzător de grăsimi pe care îl folosesc eu. Și multivitamine. Cam astea sunt. Domnilor, nu uitați, aveți și codurile noastre de reducere, Lolo VTB sau Miron VTB. E adevărat, acum, să zic, 2 ani de zile, cred că foloseam doar
Deci doar omega 3. Deci nu dădeam deloc importanță vitaminilor, mineralilor, nu m-a interesat acest aspect, dar vă spun sincer că fac diferența. Bun, domnilor, ne punem să mâncăm și revenim cu update. Mimi, mi-ai zis la mulți ani? Mișa? Mi-ai zis la mulți ani? Kitty, mi-ai spus la mulți ani? Kitty, mi-ai spus la mulți ani, Kitty? Ok, domnilor, am revenit cu update. Tura trecută, vlogul precedent, v-am promis că o să vă arăt suplimentele pe care le consumăm noi înainte de sală, după sală și așa mai departe. Însă era duminică și nu am mai reușit pentru că închidea de vreme și eram pe fugă. Am zis să vi le arăt acum, mai ales că am primit și pachet de la Vitabolic. Mai am câteva noutăți să vă arăt. E bine, înainte de antrenament, domnilor, am ales să folosesc în felul următor. Pre-workout, așa și așa. grame de aminoacizi esențiali plus o cupă de Ground Zero. Și pentru că suntem pe pregătire de concurs, 3 grame de carnitină lichidă, un gust foarte bun, are gust de zmeură. 3 grame vin 2 căpăcele, un gust foarte, foarte fresh, să spun așa. Putem să zicem că bem un shot de ziua mea. Hai noroc și la mulți ani! Nu știu dacă v-am zis, recomandarea mea este să beți pre-workout-ul când deja ați ajuns la sală, când parcați sau când vă schimbați în vestiar, pentru că se poate întâmpla un ambuteiaj sau ceva pe drum, beți pre-workout-ul și își face efectul prin mașină, iar după aia poate cărați mașina în spate și nu este foarte recomandat. Bun, v-am arătat ce beau înainte de antrenament. În timpul antrenamentului am renunțat la aminoacizi esențial pentru că nu mai intrau. Așa mai pățesc, beau 2-3 luni, după aia simt nevoia să beau apă pură de izvor cristalină. Așa că intra workout, nu mai folosesc absolut nimic acum. Iar după antrenament, domnilor, în aceste shakere foarte, foarte îndrăznețe, folosim câte o cupă de Isogram CFM, proteina mea favorită, cred că deja știți. Câte 10 grame de glutamină peste proteină. Atenție mare, dacă aveți probleme digestive, folosiți glutamina, nu trebuie să vă lipsească, luați de 2-3 ori pe zi câte 5 grame sau chiar câte 10 grame, dacă aveți vreo 100 de kilograme, puteți să luați și 20-25 de grame pe zi, chiar vă ajută foarte mult și la digestie. Așa, deci proteină cu glutamină, iar lăsăm un pic să se digere vreo 15-20 de minute, după asta vom folosi o sursă de carbohidrați, dextrină, cu apă și creatină. Eu folosesc 10 grame de creatină, iubi 5. Se folosesc ori 5 grame pe zi, ori 1 gram la 10 kg masă corporală, iar eu cum am peste 110 kg, folosesc 10 grame de creatină. Domnilor, sper să vă fie utile aceste suplimente. Mergem la sală acum să pompăm ciocanele astea, să vedem și cât măsoară, pentru că nu m-am măsurat de mult. Și să facem așa o atmosferă foarte, foarte plăcută. Bun, ne vedem de la sală. Paul. Ok, domnilor, am ajuns la sală într-un final. Am băut pre-workout-ul. Acum urmează să fac încălzirea, dar am zis să vă explic puțin cum va decurge antrenamentul de astăzi. Voi avea 4 exerciții la triceps, 4 la biceps. Vă recomand mereu să începeți cu tricepsul. Voi începe prima dată cu extensii, la fiecare exercițiu voi avea câte 2 serii de lucru, o serie în care voi face 6, 8, 10 repetări cu greutatea maximă, care îmi permite să fac aceste repetări, iar o serie în care voi aplica diferite metode de creștere a intensității, cum ar fi seturi cluster, pause rest și așa mai departe, veți vedea pe parcursul antrenamentului. Ok, domnilor, am trecut la primul exercițiu, după cum am spus, extensii. Astăzi voi face cu această priză Trion.
este foarte bună, deoarece putem să pigem podul palmei foarte bine. Nu ne pune presiune mare pe încheietură. Foarte mare tensie aici, să nu băgăm foarte mult umăr în față, să încercăm să facem extensia doar din cot. Facem între 10 și 12 repetări. Am început cu repetarea de la cabluri, așa cum vă recomand și vouă să faceți de foarte multe ori. Faceți un exercițiu de activare, un exercițiu care să vă ajute să faceți și conexiunea cu grupa musculară targetată. Și acesta este un exercițiu potrivit. Foarte bine! Astăzi am un outfit de la Nike, e sponsorizat. Ai un cod de reducere ceva? Nu. A, deci aici nu te bagi, nu? Era bun. Pe about you ceva? Și așa am avut reduceri de iarnă. A, codul de reducere astea, reducerile de iarnă. Mai am. Cred că s-o pompa și umeri după cum vă. Olea. Bun, revenim cu update, nu? Tare, 7, 1, hai, sus, 8, merge, merge, hai, 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 9, hai, încă cu bicepsul, după cum ați văzut, 4 la triceps, 4 la biceps, deja treaba este bună, ne-am pompat, UB e și ea pompată, continuăm cu antrenamentul.
Ok, domnilor, primul exercițiu, flexii cu bara dreaptă. Am ales să fac o priză mai largă pentru a pune tensiune mai multă pe capul scurt al bicepsului. Asta vă recomand și vouă dacă faceți cu bara dreaptă. Țineți priza mai largă pentru că ia foarte mult din tensiunea de pe încheietură și antebraț. Power. Îți mai vine geaca la umeri? Da. De pompare, mă gândesc. Da. Unde mergem acum? Ales pitul domnilor? La mâncare de pisici. Cronțănele, nu? Uh-huh. Domnilor, ați auzit bine. Am terminat antrenamentul și acum mergem să luăm niște cronțănele la pisici și la diversi câini. Gata cu antrenamentul. A fost un antrenament incendiar, ca de ziua mea. Iar, vede telefonul meu unde? Gata, am găsit și telefonul. Ne-a luat și foamea. Nu mai pierdem timpul. Ne vedem de acasă. Power. S-a învățat în vizuină este. Domnilor, și acolo este un firma de la bicicletă, faceți un screenshot, că m-ați întrebat foarte mult. Iar aici este masa de după antrenament, care este compusă din orez, piept de pui și legume. O masă copioasă, să spunem așa, pentru alții, pentru unii, nu, nu? Dar nici pentru mine nu e copioasă. Nu, nu. Apoi pentru alții. Da. Da. Ne păcălim și noi, nu? Din știți, nevoie, na. Mâncați. Piept, dar e un pic cam... Piept reci. E un pic cam tare, așa, nu? Tu l-ai făcut așa. Deci urât. Senzorial așa nu prea ți-a adus nicio plăcere, nu? Eu așa te servesc cu pui de ăsta ars, reci. Da. Da, se poate și mai rău. Ok, domnilor, acesta a fost vlogul de azi. Ce cap am, mâine trebuie să mă tund. Noi vă mulțumim foarte mult pentru vizualizare. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și pe acest drum. Nu uitați, dacă vă place ceea ce facem, dați un share, un like și un subscribe. Până data viitoare, aveți grijă de voi, antrenați-vă, mâncați sănătos, gândiți pozitiv și faceți ceea ce iubiți. Power!